După ce primarul Ion Lungu le-a acordat diplome de excelență, handbaliștii suceveni au fost răsplătiți și de rectorul Universității Adrian Gaur. În fața unui public nu foarte numeros, acesta a reamintit parcursul echipei de handbal în Cupa Challenge, dar și victoriile înregistrate de suceveni în fața unor adversari mult mai bine cotați în competiția internă. Cu toate aceste rezultate meritorii, pentru excelentul aport la constituirea imaginii universității noastre și pentru încântarea suporterilor săi și a iubitorilor de handbal, Senatul Universității Ștefan cel Mare a decis acordarea medaliei de aur fiecărui membru component al lotului de handbal, Clubul Sportiv Universitar din Suceava. După ce au fost felicitați pe rând de conducerea universității, studenții au luat cuvântul prin vocea golgheterului Challenge Cup Adrian Chiruț. Vreau să vă mulțumim, toată echipa. Suntem foarte onorați pentru această medalie, care pentru anul viitor ne va face să muncim mult mai mult, să facem poate mai mult ca acest an. Și cu ocazia aceasta mulțumesc tuturor sponsorilor, publicului care a fost alături de noi. Cam atât. Mulțumim! Bibiric și compania au în această perioadă un program de pregătire destul de dens, în care antrenamentele alternează cu ședințe de vizionare ale adversarilor. Studenții vor face această deplasare în două etape, vineri seara urmând să se oprească în Sighișoara, acolo unde vor face un antrenament și vor rămâne peste noapte.